Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însă schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine vă regăsesc din nou la câte lună și în stele, astăzi vorbim despre un subiect uh, foarte frumos, la care probabil cu toții ne-am gândit la un moment dat pe parcursul vieții noastre. Vorbim despre misiunea personală. Invitatul meu de astăzi a mai fost uh, alături de mine cu ceva timp în urmă, nu cu foarte mult timp, dar a, a trecut, uh, au trecut câteva luni de atunci. Și atunci dacă bine vă amintiți, dacă nu, nu e niciun fel de problemă, puteți urmări emisiunea pe canalul meu de YouTube, am vorbit despre comunicarea cu zvâc. A fost foarte interesantă comunicarea dintre noi și îmi pare tare, tare bine să-l salut din nou pe Ovidiu Oltean. Ovidiu, bine ai revenit! Bună, Codruța! Mă bucur foarte mult că ne putem revedea și îți mulțumesc din suflet pentru noua invitație în ta. Dacă ții minte, atunci eram într-o bibliotecă. Acum tu ai în spatele tău o bibliotecă, nu ne-am mai putut întâlni personal pentru că conjuntura. Na, ne împiedică oarecum, dar uite că profităm la maxim de tot ce înseamnă tehnologie și ne vedem online. Și așa e bine până una alta. Despre misiunea personală, cum spuneam, vom vorbi astăzi, trebuie să recunosc că inspirația mi-a venit de la un curs de-al tău și mi-a plăcut foarte tare tot ce se întâmplă acolo și o să detaliem probabil mai târziu. Ovidiu Oltean, dacă vă mai amintiți, este unul din cele ce mai apreciați din domeniul public speaking, a făcut foarte multe lucruri la viața lui, o să aflăm imediat cum și-a găsit misiunea personală după ani de zile de programare și încă câțiva de vânzări, până la urmă, uite că a ajuns să facă ceva foarte interesant și a performat în domeniul ăsta public speaking, dar nu numai. Ovidiu, înainte de toate, hai să vedem... Cum ți-ai găsit tu misiunea personală? Hai să pornim de la exemplu personal și vreau să facem asta pentru că trăim niște vremuri în care unii oameni sunt nevoiți să se reinventeze, să o ia de la capăt. Și există acolo, în fiecare dintre noi care suntem în, puși în situația asta, așa o îndoială. Oare ce mai facem acum? Oare încotro mergem? Păi am o vârstă care nu-mi permite să iau totul de la capăt. Și totuși, există posibilitatea asta. Uh, Ovidiu, tu cum te-ai orientat spre public speaking după ce ai făcut ce ai făcut? Pentru că n-ai nicio legătură programarea. Hai că cuvânzările mai zic acolo trebuie să vorbești, trebuie să comunici cu oamenii, da, programarea. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat la tine să te apropii de misiunea ta personală? Cred că fiecare dintre noi are în viață momente în care... Vocația, pasiunea, acea activitate care îi se potrivește, care îi permite să-și manifeste talentul, vine către noi prin diferite forme. Depinde doar dacă suntem suficient de deschiși să acceptăm noul drum care vine către noi. De ce spun asta? Eu aveam. Mi-am dorit dintotdeauna, am căutat dintotdeauna ce mi-ar face mare plăcere să fac mai departe, ce activitate aș vrea să fac am avut această deschidere, dar nu am știut răspunsul din prima. Răspunsul cumva a venit sub forma unor, unor invitații. Povestea începe în Târgu Mureș, acolo m-am născut, acolo am urmat liceul, un liceu de matematică informatică, la finalul căruia, sincer să fiu, eu îmi doream foarte mult să merg mai departe la o facultate de turism de geografie. Am fost în câteva excursii în perioada școlii generale și mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit aș vrea să vizitez lumea, să învăț turism, să devin ghid turistic și să vizitez cât mai mult. Doar că diriginta mea care era și profesoară de mate mi-a spus, mai Ovidiu, tu ești unul dintre cei mai buni elevi la matematică din tot liceul. Aveam note foarte bune. Mergea mintea și mi era foarte ușor să rezolvă probleme. Deci, și la matematică și la informatică ai note bune. E păcat să mergi la o facultate de geografie. Du-te la Politehnică, că merită să-ți folosești aceste abilități cognitive, raționale pe care le ai. Acum te pui cu Doamna profesoară, ea, sigur, cu siguranță, știe mai multe despre viață și despre ce ni se potrivește, așa că am dat la Politehnică la Cluj, la automatică și calculatoare, am intrat și, după vreo două săptămâni, mi-am dat seama că nu-mi place. Doar că eu sunt taur. Și dacă se spune ceva despre taur, e că noi suntem încăpățânați. Și eu, într-adevăr, recunosc lucrul ăsta. Am zis că dacă am intrat aici și știam că Politehnica este una dintre cele mai dificile facultăți pe care le poți face, am zis că vreau să o duc până la capăt, chiar dacă nu-mi place. Și nu mi-a plăcut. A fost patru ani în care am tras de mine, în care am răbdat. Cred că asta nu e o calitate doar a mea, eu cred că e o calitate cumva a, a românilor, a poporului român. Noi știm să răbdăm. Nu știu dacă asta e un lucru bun sau nu, dar trebuie să ne doară foarte tare ca să schimbăm ceva. Adică mă gândesc inclusiv la oamenii care ies în stradă, care protestează. Doar când ajunge cu adevărat cuțitul la os, doar când se împute cu adevărat treaba rău de tot, abia atunci ne trezim un pic la viață și ne revoltăm. Până atunci stăm și răbdăm. Înghițim și mergem mai departe. Vorba românului, pute, pute, dai călduț. Adică, totuși, e bine. E și uite așa, am stat și am răbdat patru ani de zile până când am terminat facultatea, mi-am luat frumos diploma de inginer, am pus-o frumos într-un dulap și m-am întrebat la finalul, după ce am terminat facultatea, ce fac mai departe. Știam un singur lucru. Știu, știam că nu îmi doresc să devin programator, it cu toate că și atunci, mai ales acum, domeniul IT-ului e în floare, adică se oferă niște salarii, niște condiții de muncă, niște sporuri extrasalariale extraordinare. E domeniul în care merită să lucrezi. Doar că, trecând prin facultate, am experimentat munca unui programator. Adică am, am văzut ce înseamnă să stau 8 ore pe zi în fața monitorului, calculatorului și să programez. Și mi-am dat seama că nu vreau să fac lucrul ăsta în fiecare zi ani de zile, de acum încolo. Așa că m-am întrebat ce să fac mai departe după ce am terminat facultate. N-am găsit răspunsul. Ce am făcut e că m-am înscris la master. <gângătă> am zis, trebuie să fac ceva mai departe. Nu pot să stau pur și simplu uh, toată ziua. M-am înscris la master, dar am schimbat facultatea. Am trecut de la Politehnică la Babeș. Mă gândeam că poate acolo e altceva, e altă lume, e altă atmosferă, e altă mentalitate. Nu-i. Aceeași mărie cu altă pălărie. M-am înscris la master, Mergeam la ore, programul era un pic mai important, și țin minte, apropo de acele momente când uh, destinul, viața vine și îți oferă niște indicii, îți oferă o nouă cale pe care să o iei. Uh, Într-o seară m-am dus în Cluj la un cinematograf, eram singur. Uh, țin minte și filmul, se numea Crulic, Lumea de Dincolo, un film de animație românesc, și eram singur în cinematograf. Era singura persoană care era în tot cinematograful. Înainte să înceapă filmul, pe un stand la intrare erau reviste de publicitate, cu anunțuri. Și ca să-mi umplu timpul pentru că am ajuns mai repede, am luat o revistă, am răsfoit-o și la un moment dat pe o pagină mare scria Academia Succesului lansează un nou curs de vânzări. trimite ține ne CV-ul până la în data de și termenul limită era acea seară la ora 23 am uitat. Până la momentul respectiv, eu am avut două interacțiuni cu zona vânzărilor pentru că am fost de două ori în Statele Unite cu work and travel. Și studenții când merg în Statele Unite, cam asta fac acolo. Au job din asta de, de vânzare, de housekeeping și așa mai departe. Și am zis, ok, hai să văd ce înseamnă vânzările astea. De regulă am auzit că vânzătorii câștigă bine, că îți plătiți pe comision, ar fi ceva interesant. Am văzut filmul, m-am întors acasă, mi-am făcut CV-ul și l-am trimis. Am intrat în programul respectiv de vânzări, am făcut un curs de șase luni de zile de vânzări, avea și parte teoretică și parte practică, am făcut și un internship și la final, după ce am învățat cum anume să vând profesionist, m-am angajat la firma care se ocupa de acel curs, pentru că mai avea un alt proiect, un club de afaceri, unde eram agent de vânzări și trebuia să aduc oameni de afaceri în club. Practic, am învățat de la zero, ce înseamnă vânzările, mi-a plăcut pentru că era ceva cu totul și cu totul nou și era foarte dinamic. Adică era în totală contradicție cu la un spectru diametral opus față de munca de inginer. Aici, în fiecare zi, trebuia să mă merg la cafele, la întâlniri, să mă întâlnesc cu oameni de afaceri, să-i conving. Lucru dinamic, constant. După primul semestru, m-am oprit cu masterul dintr-un dintr considerent simplu media pe care eu o aveam nu îmi permitea să iau bursă și nu mai primeam bani. În condițiile în care, țin minte, în primul semestru am avut 2 de 9 și 2 de 10. Asta dacă cu 9, 50 eu nu iau bursă și nici măcar bani nu primesc, eu nu mai merg mai departe. M-am oprit cu masterul și am continuat, am trecut de la part-time la full-time ca agent de vânzări. Am lucrat la compania respectivă cam un an și jumătate, după care am început să mă plictisesc. Adică era cam aceeași poezie pe care o spuneam zilnic. Așa că am început să-mi caut un alt job. Da? Tot în vânzări, că nu, no, asta știu. Am găsit un alt job la o firmă care vindea imprimante industriale. Acolo am lucrat vreo. 4 luni de zile, după care m-am frustrat la maxim pentru că n-am vândut nimic timp de 4 luni. La o lună după ce am plecat, s-a închis firma <laughs> pentru că efectiv nu aveau produse competitive pe piață. Aveam produsele cele mai scumpe și de departe nu erau cele mai bune. Și de acolo am căutat un alt job ultimul meu job, ultimul meu loc de muncă, într-un domeniu complet nou pentru mine, servicii lingvistice, traduceri, transcrieri, interpretări. Era o companie din Marea Britanie, cu sediul în Leeds, care și-a deschis un birou, un punct de lucru de vânzări în Cluj. Am mers în Anglia, am făcut traininguri să învăț serviciile, să învăț produsele pe care ele aveau, m-am întors în țară E, și aici vine un alt moment în care viața, iarăși, mi-a arătat un indiciu. Uite acum pe unde să o iei. Unul din clienții mei de la primul meu loc de muncă, de la clubul de afaceri, m-a invitat la o întâlnire a clubului Toastmasters. Toastmasters este un club de public speaking și leadership cu sedii peste tot prin România. Prima dată l-am refuzat. Hai mă, las, mă, nu am timp de așa ceva. A doua oară l-am refuzat. A treia apreciez foarte mult și mulțumesc lui Radu Andrei ca pe calea asta că a insistat. Și în fiecare săptămână omul mă invita la întâlnirea respectivă. Până la un moment dat n-am mai știut ce să-i spun, n-am mai avut nicio scuză și m-am dus. Și într-un anfiteatru, țin minte la Facultatea de Științe Politice în Cluj, am participat la prima întâlnire a clubului Toastmasters. Și am ieșit în față, am ținut un discurs improvizat, am primit feedback, oamenii m-au aplaudat și m-am simțit extraordinar. Adică pentru mine, fiind acolo în fața lor și vorbindu-le, m-am simțit ca peștele în apă. M am zis, uai, ce faine! Am mers și săptămâna următoare, după care am devenit membru și am început să merg constant, o dată pe săptămână, în paralel cu jobul pe care îl aveam, la aceste întâlniri. Dar erau ca un fel de hobby, ca un fel de distracție, care îmi plăcea foarte, foarte, foarte mult. Jobul din industria lingvistică continua, fără prea mare entuziasm, fără, prea mare bucurie, până când la clubul tău, astăzi am auzit că este un concurs de discursuri. Eu o să o fire foarte, foarte competitivă, probabil că și de asta mi-a plăcut vânzările. M-am înscris la concursul respectiv și în mai 2013 la Timișoara am câștigat concursul național. Și pentru mine, acea experiență de a primi diploma și ca cineva să spună o organizație că sunt cel mai bun din țară la ceva, a fost Wow! Pe lângă faptul că îmi place foarte mult, mai și zic oamenii ăștia că buni. bun. No, hai să, oare, oare aș putea să fac ceva cu chestia asta? Și m-am uitat prima dată în România să văd dacă mai sunt alte persoane care câștigă bani și se întrețin din așa ceva, adică să le vorbească oamenilor, să dea mai departe informație. Și am văzut că sunt trainer, că sunt speaker, atunci am luat contact pentru prima dată cu Andy Seki, cu, cu Laurent, cu... erau oameni care câștigau bani din asta. Zic, mai dacă sunt și alții care câștigă bani, înseamnă că teoretic și eu aș putea. Doar sunt buni și îmi place. Și pe 20 mai, în 2013, când am făcut 25 de ani de ziua mea, mi-am scris demisia, am de, mi-am făcut un cadou, am plecat de la locul respectiv de muncă și de atunci n-am mai fost angajat niciodată. Și am pornit pe drumul meu. La început mai greu, ții minte că șase luni de zile am trăit din economiile puse deoparte. la început n-am făcut N-am făcut bani. Câștigam 200-300 de lei poate din niște evenimente pe care le țineam, dar nu mi-ajungeau. Și din fondul de rezervă pe care mi l-am creat înainte să-mi dau demisia, uh, din ăla am trăit cam, uh, șa cam șapte luni de zile. În ianuarie 2014 a fost pentru prima dată când am câștigat suficient de mulți bani, care mi-au egalat salariul pe care îl aveam la ultimul meu loc de muncă. Dar, în această perioadă de șapte luni de zile, ce am făcut este că am învățat pe rupte. Am mers la cursuri, la traininguri, am citit cărți, m-am înscris la cursuri online să învăț cu adevărat ce înseamnă această abilitate de a vorbi în public și am practicat și am exersat. Uh, am început să organizez evenimente, uh, să particip la cât mai multe concursuri, să țin niște training-uri pentru colegii mei de la toți și așa mai departe. Adică am folosit acest interval de timp pentru a acumula experiență, expertiză. Ce s-a întâmplat după este că, în urma altor concursuri naționale, dar mai ales în, în noiembrie 2014, când am câștigat primul meu concurs european la Frankfurt, au început să vină invitații către mine de la diverse evenimente. Oamenii au început să îmi ceară să, să lucreze cu mine ca și coach, ca trainer, au văzut că am rezultate și voiau să-i învăț și pe ei. Și așa am, am început să organizez și cursuri, și traininguri, și sesiuni de coaching, să înregistrez cursuri online, pentru că am văzut că oamenii doreau să, să lucreze cu mine. Practic, aceste rezultate mi-au dat foarte mare încredere și m-au ajutat foarte mult și erau niște semne. Că, într-adevăr, ești pe drumul cel bun. Din punctul meu de vedere, atunci când, într-adevăr, te-ai așezat pe calea ta, rezultatele o să vină, poate nu cele mai mari rezultate, dar o să vină niște semne, o să vină niște rezultate poate mai mici, care îți confirmă că, într-adevăr, ești pe calea cea bună sau găsești resurse, găsești unelte de care ai nevoie. Țin minte că, după ce mi-am dat demisia, într-o săptămână, am găsit vreo trei cursuri de public speaking și vreo patru cărți de care nu știam până atunci. Nu știam pentru că nu eram focusat pe ele. Dar, când am început să caut, erau acolo, în piață. Și de acolo. Bulgarele s-a tot rostogolit cu traininguri, cu coaching, cu alte conferințe și concursuri europene și naționale câștigate, și acum, mai nou, am trecut foarte mult în zona de, de online, fiind obligat, forțați în această perioadă de, de, de pandemie, dar este și o oportunitate pentru că, în felul acesta, pot să ajut și să servesc oameni și din alte zone ale țării sau chiar din străinătate care le-ar fi fost greu să lucreze cu mine uh, pentru că erau poate mai departe de, de Ardeal, de zona Clujului. Și uite așa am ajuns unde sunt, uh, unde sunt astăzi, pornind din IT și trecând prin, prin vânzări. Și recent, de vreo uh, 3-4 ani de zile, mi-am descoperit pasiunea, mi-am redescoperit o veche pasiune care am lăsat-o să doarmă, și anume actoria. Adică cu 3 ani de zile m-am înscris la cursuri de teatru și o fac uh, ca hobby, îmi place foarte mult, dar păstrez perspectiva deschisă că poate într-o zi am să o monetizez și am să o transform și într-o activitate profesionistă, pentru că încă de mic, țin minte, când eram la grădiniță, am jucat în scenete și în piese de teatru și îmi plăcea foarte mult. Și dacă n-am putut, dacă nu am avut inspirația sau dacă nu m-a ghidat nimeni înspre facultate sau înspre asta, am zis că acum când sunt adult, sunt om mare, am să fac pe cu om propriu. Și m-am înscris și merg cu mare drag la, la cursuri de, de teatru. Renunțând la o stabilitate financiară, așa cum ai făcut tu, dar ai renunțat la jobul tău și te-ai dus cu capul înainte acolo către ceea ce reprezenta, de fapt, chemarea ta, uh, intuiesc eu că uh, pentru cei care ne ascultă, ar fi. Uh, sau, mă rog, ei s-ar gândi că este un mare act de curaj. Uh, cred că aici, sau ăsta este un, un impediment pentru foarte mulți care fac ceva pentru că trebuie, nu pentru că așa simt. Uh, tocmai asta este, asta este piedica. Nu pot să renunț la un, un lucru pe care mi -o oferă o stabilitate financiară, la un job, uh, și să mă apuc eu să, fac, să pictez, de exemplu, sau eu știu ce să fac altceva, pentru că acel lucru pe care vreau să-l fac și de, pe care iubesc să-l fac nu o să-mi aducă bani. E prea mult. Prea lung prea lung timpul, de la, din momentul în care renunț la jobul ăla și până încep să fac bani din pictură, e prea lung și până atunci ce fac, din ce trăiesc. Acum, sunt foarte multe persoane care nu n au învățat pe partea asta de, hai să spunem, de finanțe, să pună niște bani deoparte, să aibă o stabilitate din punctul ăsta de vedere și să zică, ok, uite, din banii ăia, cum ai făcut tu de altfel, din banii aia pot să mă descurc o vreme. Și atunci intervine teama și lumea continuă să meargă la serviciu în fiecare zi, să se trezească cu groază că mai începe o zi și merg la un loc de muncă care nu-i reprezintă și nu îndrăznesc să meargă mai departe. Pe de altă parte, a zis iarăși o, o treabă foarte interesantă, la care m-am gândit foarte mult, deschiderea către oportunități. Cred că trebuie să fim foarte atenți la ce ni se oferă, ce ne iese în cale, pentru că nu se știe niciodată de unde sare iepurele, știi cum spune vorba aia românească. S-ar putea să vină ceva sau cineva care să te îndrume și să insiste, să faci un lucru, dar totul, totul este binele tău. E foarte, foarte interesant și eu am încercat această parte de oportunitate și eu sunt foarte deschisă la oportunități, adică sunt foarte atentă la ce se întâmplă în jurul meu și cred că dacă nu eram atentă la așa ceva, astăzi nu mai eram, nu știu, la televiziunea Arad, nu mai făceam emisiunea asta câte în lună și în stele și uh, nu treceau ăștia aproape șase ani de când o fac. Dar e foarte interesant, și nu trebuie să, să avem mintea închisă. Trebuie să o păstrăm deschisă și să încercăm, măcar să încercăm. Ai atins două puncte importante pe care aș vrea puțin să le dezvolt. Unul, legat de zona de bani. Recunosc, eu, în momentul în care mi-am dat demisia. Știam de ce fel de sumă am nevoie ca să trăiesc. Mie mi-ar fi ajuns și pentru uh, un an de zile, nu doar pentru cele șapte luni. De ce? Pentru că timp de trei ani, încep, țin minte, începând din, 2012, uh, din 2010, din 2010 până în 2013, eu am început să îmi țin contabilitatea personală, finanțele personale, să folosesc un tool, un instrument, o, uh, o aplicație gratuită pe telefon, unde... În fiecare zi îmi puneam banii cheltuiți sau banii primiți. Și asta trei ani de zile am făcut lucrul ăsta și în continuare îl fac, adică s-au făcut zece ani de când folosesc acest instrument și eu știam foarte clar de câți bani am nevoie ca să supraviețuiesc, dar de unde știam pentru că îmi țineam evidența cheltuielilor. În momentul în care o iei pe cont propriu, cred că e esențial lucrul ăsta să știi foarte clar pe ce îți merg banii. Și nu fă, adică. Eu am făcut acest, ai spus că a fost risc. Eu l-am luat pentru că eu nu aveam alte responsabilități. Adică eram singur, nu aveam familie, nu trebuia să am grijă de nimeni, nu aveam rate. Uh, pur și simplu, uh, dacă nu mai aveam o sursă de venit, nimeni nu suferea din cauza asta, în afară de mine. Mi-am redus un pic nivelul de trai pentru perioada respectivă, nicio problemă, pentru că știam că uh, o să se rezolve. Cei care nu pot să facă lucrul ăsta, adică au o sursă de venit la care efectiv și chiar cred, că nu pot să renunțe, ceea ce e în drum este, în primul rând, începeți să vă țineți o evidență foarte clară a finanțelor personale. Câți bani încasați, câți bani cheltuiți și pe cei cheltuiți. Și doi, nu e nevoie să vă dați dintr-o dată demisia și să începeți ceva nou. Alocați-vă o oră, două ore, pe săptămână dacă nu pe zi, pentru acel hobby, pentru acea activitate care vă place și începeți să le faceți în paralel. Nu e nevoie să îți dai demisia și după aia să aștepți o lungă perioadă de timp ca să faci bani dintr-o altă activitate. Poți să începi să faci bani din cealaltă activitate în paralel cu jobul tău. Și în momentul în care asta poate să se întâmple o jumătate de an, un an, doi ani, nicio problemă, dar începi să construiești, începi să pui o fundație pentru viitorul tău loc de muncă. Și în timp ce câștigi această sumă de bani, s-ar putea ca la un moment dat, din această activitate secundară pe care tu o faci part-time, să câștigi poate 70% din salariul pe care îl primești la locul de muncă. Și ăla este un moment în care poți să-ți dai demisia să pleci liniștit pentru că ai deja o sursă stabilă. Deci nu e nevoie să faci dintr-o dată această schimbare. Foarte mulți că o să ajungem să povestim despre interviuri, foarte mulți din oamenii care își urmează pasiunea și vocația, așa au făcut. Au pornit în paralel. Într-adevăr, unii au făcut și ruptura brusc dacă nu ai foarte multe responsabilități în spate. Iar a doua idee despre care vorbea era de aceste oportunități. Eu spun, eu cred cu adevărat că merită să spunem da către. Orice fel de activitate să o încercăm, să o testăm. Nu să ne luăm un angajament că de acum încolo mă bag în proiectul ăla și îl duc până la capăt. Eu am spus da la public speaking, mi-a plăcut foarte mult. Am spus da la un moment dat și la marketing, nu mi-a plăcut. M-am oprit după o zi, două. Nu perseverați în niște activități care nu vă plac. E nevoie să experimentăm, să testăm cât mai multe, că altfel n-ai de unde să știi ce ți place. Asta e multă, problema multor oameni. Nu știu ce le place vor să schimbe jobul, dar nu știu cu ce. Păi n-ai cum să afli ce îți place dacă nu experimentezi cât mai multe activități. Dar experimentează. Le faci o dată, le faci de două ori și vezi cum te simți. Îți place sau nu îți place. Dacă nu-ți place, te oprești. Mergi la alta. Și în felul ăsta poți să ajungi să găsești și altceva în afară de jobul pe care îl ai. În loc să mergi la muncă doar pentru că trebuie să câștigi un ban, de ce să nu îți și găsești bucurie și plăcere în activitatea ta, care în același timp să îți aducă și bani. Fiecare dintre noi cred că avem câte o pasiune, câte un hobby. Dar cum ar trebui să ne privim pe noi în așa fel încât acest hobby să devină cumva misiunea noastră pentru o viață? Tu spuneai la un moment dat că pentru descoperirea vocației avem nevoie să, să lucrăm cu cele patru inteligențe, mentală, spirituală, emoțională și fizică. Hai te rog frumos, dezvoltă puțin ideea asta, mie mi s-a părut foarte interesantă. Mulți dintre noi avem impresia că răspunsurile se află doar în capul nostru și ne folosim doar inteligența mentală. Stau și mă gândesc și mă gândesc ce aș vrea să fac, la ce îți spun, dar mă gândesc. E de multe ori răspunsurile le putem găsi și în altă parte, nu doar în capul nostru. De multe ori răspunsurile le putem găsi în corp Adică să fim atenți la modul în care ne simțim în momentul în care facem o anumită activitate. Asta nu mai ține de inteligență mentală. Ține de o inteligență fizică și de o inteligență emoțională să-mi dau seama cum anume mă simt eu în timp ce fac o anume activitate, ca să-mi dau seama dacă mi se potrivește sau nu. În același timp, în, în cursul uh, pe care l-am creat, de la pasiune la profit, acolo lucrez cu toate patru, în sensul în care există exerciții pe care le putem face, prin care să putem să îi permitem, hai să spunem, sinelui nostru, uh, sufletului nostru, inteligenței noastre spirituale, să primim niște informații, să fim un pic mai deschiși, să ne ridicăm puțin nivelul de conștiință și să vedem cum anume putem să accesăm niște informații poate din jurul nostru, povestim puțin cu sufletul nostru. Cred că e important să ne folosim de toate instrumentele și de toate uneltele de care dispunem. Că nu avem doar creier, avem și corp și avem și suflet. Mă rog, pentru cei care cred lucrul ăsta. De ce să nu ne folosim și de aceste două instrumente ca să obținem aceste răspunsuri, să știm încotro să o luăm pentru a ne găsi vocația. Iar legat de prima întrebare de misiune, cred că Vocația e o îmbinare foarte frumoasă a talentelor, aptitudinilor, valorilor, competențelor noastre, harurilor cu care am venit aici pe pământ. Misiunea apare în momentul în care ne folosim această vocație și o punem în serviciu și în slujba oamenilor. Cred că misiunea nu mai e negată de atât de mult de ce fac eu, ci. De oamenii pe care pot să-i ajut. Spunea foarte, foarte frumos la un moment dat Jim Baniola că noi am venit aici pe pământ ca să creștem și ca să fim de folos. Și Dalai Lama spune același lucru, că ai două treburi pe acest pământ: să evoluezi, să fii fericit și să fii de folos. E, cred că în momentul în care noi ne folosim vocația pentru a-i servi, pentru a-i ajuta pe cei din jurul nostru, atunci începem încet, încet să ne conturăm o misiune personală care are legătură cu impactul pe care vrem să-l avem în comunitate, în lume, la o scară mai mare sau mai mică în funcție de ce își dorește fiecare. Dar misiunea ține de ce poți să faci pentru ceilalți. Dar încep cu vocația că prima dată trebuie să-ți dai seama, vrei să faci ceva ce îți place, dar după ce îți dai seama ce îți place, te gândești cum aș putea să-i ajut și pe alții, ce aș putea să le ofer, prin această activitate, care mie îmi place foarte mult. Și atunci trecem din zona vocației în zona misiunii personale. Bun, și ce facem cu cei tineri care, uite, sunt în pragul deciziei importante de a-și urma o cale în viață și nu prea știu ce vor? sunt și bănuiesc că ai întâlnit și tu, tineri care termină acum liceul și nu știu încotro să se îndrepte. Evident că primul gând este, cum spuneai tu, mă merg la informatică, că de acolo fac eu bani cu grămada. Banul totuși reprezintă o tentație foarte mare, în special pentru generația tânără. Cum, ce sfat le-ai dat lor? Cum, la ce să se gândească atunci când decid că trebuie să meargă pe o cale și, în special, să găsească calea cea bună pentru ei și pentru viitorul lor? Eu aș spune că ei ar trebui să înceapă să se gândească la asta nu când termină liceul, ci ar trebui să se gândească la asta începând undeva cu clasa 5 -a. Încă din școala generală. Din punctul meu de vedere, e un pic prea târziu să te gândești ce vrei să faci pe mai departe când termini liceul. De ce, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu prea mai ai timp să experimentezi activități, pentru că trebuie să te înscriu cumva la o facultate. Acum, multe dintre facultăți nu e obligatoriu să le începi chiar atunci, în anul imediat următor. Și pentru multe dintre meserii nu ai nevoie. Acum, e clar că dacă vrei să devii doctor, nu, să ai să faci medicina. Da, și e lungă. Dar ești sigur că vrei să devii doctor? Pentru că cunosc persoane care după șase ani de medicină și-au dat seama că nu vor să facă lucruri și-au irosit șase ani din viața lor. Care poate au terminat medicina, au devenit și a făcut rezidențiatul, a devenit medici. Și după vreo încă 5 ani de uh, profesie, au plecat, pentru că nu le-a plăcut. E un interval imens de timp pe care îl pierzi. De asta spun că ar fi frumos și ar fi bine, uh, ca părinți, ca profesori, să ne încurajăm elevii să înceapă să experimenteze încă de timpuriu. Recomandarea mea, undeva în, în Școala Generală, clasa 5, -a, pentru că sunt clasa 5, 6, 7, 8, 4 ani de Școală Generală. 9, 10, 11, 12, încă 4 ani de liceu. Sunt 8 ani de zile în care ei pot să testeze și să experimenteze o mulțime de activități. Din păcate, eu cred că noi pierdem un interval extraordinar de valoros de timp, numit vacanța de vară. Trei luni de zile în care copiii nu fac absolut nimic, pierd vremea. Vacanța de vară nu e folosită la nimic. Stai și stai, și te duci în excursii, poate o săptămână, două și atât. În rest, stai. Da, Sunt trei luni de zile irosite. Cum ar fi ca în acel interval de timp copiii să facă internshipuri, să meargă în vizită pe la firme, pe la un cabinet de stomatologic, la o firmă de contabilitate, la o frizerie, la un atelier de pictură, la un curs de dans, să vadă ce există. Să 8 ani de zile trei luni pe an să faci lucrul ăsta, să experimentezi și să descoperi poate 10-15 domenii, meserie, activități în fiecare an. Bă, în momentul în care termin liceul, ai o claritate mult mai mare și știi dacă vrei să mergi la o anumită facultate, vrei să faci o școală profesională, că vrei să înveți o meserie, bă, poate ție îți place să croiești. N-are niciun sens să te apuci să mergi la politehnică sau la, la medicină dacă tu vrei să lucrezi cu hainele. Mergi, fă o școală profesională sau un curs de, cro de croitorie și apucă-te și fă design de haine. Adică sunt designeri și designerii câștigă foarte bine și sunt foarte happy cu viața lor, dar n-ai nevoie de facultate pentru lucrul ăsta. Adică, trebuie să înțelegem că sunt meserii pentru care e nevoie de facultate și sunt meserii pentru care nu mai este în, în ziua de astăzi nici măcar pentru a fi inginer. Nu mai ai nevoie de facultate pentru că sunt cursuri de șase de luni, de 12 luni, în care, într-un an de zile, poți să devii expert într-un anumit limbaj de programare și poți să lucrezi la o firmă. Nu patru ani de zile cât durează o facultate. N-ai nevoie de atâta timp. Dar pentru asta ai nevoie să știi foarte clar ce vrei, de fapt. Dacă ți este clar că vrei să devii doctor, ok. Ai medicina, te duci și o faci. Dar s-ar putea să nu-ți placă chestia aia. Și atunci, eu de aici aș vedea să, să înceapă uh, copiii tinerii, să experimenteze încă de când sunt mici și când termină liceul, îți iei bacalaureatul, ca diploma aia de bacalaureat, aia chiar îți folosește în viață, poate diploma de facultate nu, dar aia de bacalaureat îți folosește, cu diploma respectivă, ulterior, să poți să te înscrii la cursuri. Acum, cei care sunt acum la liceu, ce pot să facă... Ce, ce... O, o variantă pe care îl recomand e să-și un an sabatic și să facă voluntariat. Ia mă, nu se sfârșește lumea, dragilor, dacă un an de zile, Dar nu să pierzi vremea un an de zile, că nu te ajută la nimic. Un an de zile să faci voluntariat, să te implici în cât mai multe cauze, în cât mai multe organizații. Și voluntariat ce înseamnă? Să ajuți. Să ajuți oamenii. Și să vezi ce ți-ar place să faci? În momentul în care intri într-o organizație, un ONG, o să să faci o grămadă de chestii pe acolo. La Crucea Roșie poate o să fie niște misiuni umanitare. Dar pentru asta n-ai nevoie de facultate, n-ai nevoie de studii. Dacă chiar nu știi ce să faci, pune-te în slujba oamenilor. Fă voluntariat un an de zile și vezi după acel an de zile ce încotro, ce ai descoperit, încotro vrei să, vrei să mergi. Dacă aceste... Um, Acțiuni umanitare, aceste organizații te mai trimit și în străinătate să faci voluntariat în alte țări, cu atât mai bine. Ai experiențe și din alte culturi. Dar e nevoie să ne expunem un pic la alte, la experiențe de tot felul ca să ne cunoaștem un pic noi pe noi mai bine. Dacă stai toată ziua în casă și numai te duci la școală, via acasă, teme, te duci la școală, via acasă, teme, nici măcar în club nu mai ești. Ce să descoperi despre tine, Ce să cunoști despre tine. E aceeași o rutină zilnică. Expune-te la experiențe noi, la activități noi, ca să descoperi cine ești, să descoperi ce îți place. Asta cred că ar fi mult mai util decât no, am terminat o trebuie musai acum să dau la facultate. Stai liniștit că dacă dai cu un an mai târziu, nu e sfârșitul lumii, nu se întâmplă absolut nimic. Dar în anul ăla s-ar putea să descoperi niște lucruri despre tine care ulterior să-ți ofere claritate după ce se încheie anul, să știi foarte clar, asta vreau să învăț. Consider că este un, un drum mult mai conștient și mai bine gândit. Dar pentru persoanele de vârsta a doua, să zicem, care, așa cum spuneam la începutul emisiunii, sunt nevoite să urmeze un alt drum, să se reorienteze spre alt domeniu și care nu îndrăznește să facă asta pentru că au senzația că uh, au epuizat tot ce era în domeniul lor care ar fi sfatul tău pentru ei ca să prindă curaj și să încerce altceva? Știi că există vorba aia, cel puțin la noi, se spune, acum sprea bătrân eu pentru, nu știu ce, să încerc eu altceva. A, au trecut vremea, ce mai fac eu acum? Sunt persoane care la 50-60 de ani spun, a, păi eu mai un pic și mor, ce să mă mai apuc eu de public speaking, serios? Da, da. din păcate, mulți oameni consideră că Trebuie să lucrezi până la o vârstă de la care îți iei pensia, și după aia stai liniștit. Asta e obiectivul lor. Lucrăm ca să obținem pensia, și după aia ne odihnim. Și stăm și ne, ne relaxăm. Nu cred că de asta am venit noi pe pământ, ca să fim activi doar până la 60 și ceva de ani, și după aia să stăm să ne relaxăm. Adică sunt lucruri pe care le putem face și de la vârsta respectivă mai departe. La 50 de ani, ești de apia la mijlocul vieții. Deja speranța de viață crește tot mai mult datorită evoluției și progresului medicinei și descoperirilor, trăim din ce în ce mai mult. Asta înseamnă că o să trăiască să trăiești mai mulți ani decât trăiau strămoșii noștri. La 50 de ani ești undeva la mijlocul vieții, dacă trăiești 100 de ani. Ce ai de gând să faci pentru cealaltă jumătate din viață? Să, să stai? Să te bucuri de pensie în fiecare lună și să nu mai contribui cu nimic la societate? Eu cred că în momentul în care vine pensie sau în orice punct al vieții, nevoie să te gândești, ok, dacă banii pentru mine nu ar fi o problemă, adică am tot ce am nevoie ca să pot să am un stil de viață frumos pe care mi-l doresc. Ce aș vrea să fac eu pe lumea asta. Și în ce fel aș vrea să îi ajut pe cei din jurul meu? Cu ce? Și dacă ești la vârsta a doua, puneți întrebările astea. Dacă bani, n-ar mai trebui să lucrezi pentru bani. Adică nu pentru bani. Dacă o să faci ceva, o să faci pro bono. Dar ce ai vrea să faci? Care în același timp, activitatea în sine să-ți producă o mare bucurie și atunci când faci activitatea respectivă să poți să ajuți și pe cineva. Nu știu dacă există un lucru mai, mai frumos decât să poți să contribui și să te bucuri efectiv de munca ta. Să te trezești dimineața și să zici, de-abia aștept să fac chestia aia, că îmi place atât de mult să, să gătesc, îmi place atât de mult să, să pictez, îmi place atât de mult să, să mă plim cu oamenii prin oraș, să, să le fiu ghid. Și sunt multe domenii de activitate în care pot să lucrez liniștit până la 80 și ceva de ani. De, și de la vârsta respectivă pot să devii mentor, pot să devii coach, adică... De, pe măsură ce înaintezi în vârstă, dobândești tot mai multe cunoștințe. Poți să-i înveți pe oamenii, până la urmă cam asta pot să facă cei foarte în vârstă, care, hai să spunem, corpul lor nu le mai permite o activitate fizică intensă. Dar ceea ce au înmagazinat, experiențele lor de viață, cunoștințele pe care le au, le pot da mai departe. Și merită să se gândească, ok. Cum aș putea să iau tot ce am învățat și să transmit mai departe generațiilor următoare care să învețe din ceea ce știu eu? Că până la urmă, și ăsta e un lucru pe care l-am observ, observat la toți cei pe care i-am intervievat în, în seria de interviuri oameni cu vocație, toți cei care și-au găsit vocația și-au găsit drumul în viață sunt pe calea misiunilor, la un moment dat inevitabil simt dorința să dea mai departe ce au învățat ei. Dar, fără excepție, oamenii îmi spun, da, uite, acum am atelierul meu, am salonul meu, am uh, proiectul meu, dar îmi doresc ca peste câțiva ani să predau, să-i învăț și pe alții ceea ce știu. Adică, oamenii simt, uh, se pare instinctiv această dorință de a transmite mai departe ceea ce i-au învățat. Și poate că asta este un. un, un drum pe care ei pot să-l să parcurgă. Să simtă că pot să contribuie și să dea înapoi și să pregătească viitoarele generații. Uite, una dintre ideile pe care ai spus-o tu, acum ai exemplificat-o, cea um, care spune despre, care, care vorbeai despre um, talentul fiecăruia dintre noi, care se transformă la un moment dat în misiune personală. E foarte, foarte fain, cum ai spus. Uh, vorbeai și despre bani, ai vorbit despre foarte multe lucruri și mă gândeam la un moment dat um, Urmăream o altă emisiune, am avut un alt interviu în care vorbeam despre bani ca valoare personală. Și acum vreau să te întreb referitor la valorile personale. Care, ar, care e rolul valorilor personale în, pentru a ne descoperi vocația, să spunem, și apoi misiunea personală? Mai păi prima dată e nevoie să înțelegem foarte clar ce sunt valorile. Valorile, spus foarte simplu, sunt lucrurile care sunt cele mai importante pentru noi în viață. Pot să fie banii, poate să fie familia, poate să fie sănătatea, poate să fie libertatea, poate să fie orice. O, orice concept, orice lucru poate să fie valoros, poate să fie o valoare pentru unii dintre noi, iar pentru alții să nu fie o valoare. Adică nu există. Acestea sunt valorile pe care oamenii le au. Nu. Fiecare își definește propriul său set de valori. De ce este important să-ți le cunoști? Pentru că în momentul în care Munca pe care tu o faci nu te împlinește, activitatea în care ești implicat nu te împlinește, e pentru că una sau mai multe dintre valorile tale nu sunt satisfăcute și nu sunt împlinite prin ceea ce tu faci. Poate că una din. și tu, dacă nu ți le-ai descoperit, nu știi lucrul ăsta. Dacă una din valorile tale, de exemplu, este libertatea. Dar. Tu ai un program foarte fix și e nevoie să urmezi niște reguli foarte stricte și niște proceduri foarte stricte, și uh, nu ai spațiu la locul de muncă să-ți pui creativitatea în, în mișcare, evident că lucrul ăsta o să genereze în timp, sau poate destul de repede, frustrare și nemulțumire. Acum, poate că tu nu-ți dai seama de ce. Da. în momentul în care îți cunoști valorile și îți dai seama, mai stai un pic, că libertatea pentru mine e un lucru foarte important. Am nevoie să-mi fac singur programul, să nu mai dau raportul la unul și la altul, să, să pot să mă exprim, exprim liber. Pentru mine asta e un lucru important. Dacă simt să fac ceva, să pot să fac. Dacă pentru tine un lucru important poate e sănătatea, dar prin activitatea pe care tu o faci, tu nu poți să ai grijă de sănătatea ta, și asta este un lucru esențial pentru tine, din nou o să producă frustrare. Acum, e un lucru important să ne dăm seama care este diferența între valorile conștiente și valorile subconștiente. Adică, una este să spui că um, banii sunt o valoare pentru mine la modul conștient, adică mi-aș dori ca banii să fie o valoare pentru mine, dar toate ac activitățile mele, programul meu zonele în care eu îmi direcționez atenția să nu aibă legătură cu banii. Adică, dacă este să ne uităm un pic la programul meu zilnic, nimic din ceea ce fac eu acolo nu are legătură cu banii, dar eu susțin sus și tare mai banii pentru mine sau sănătatea pentru mine sau familia pentru mine este o valoare. Dar eu, de fapt, nu aloc deloc timp, atenție, interes, nu investesc în zona de familie. Și asta înseamnă că familia, banii, sunt o valoare conștientă, adică eu îmi doresc din zona îmi doresc ca acest lucru să fie o valoare pentru mine, dar subconștient eu am un alt set de valori. Și atunci e important să-mi dau seama subconștient care sunt, de fapt, cu adevărat valorile mele. Pot să fac lucrul ăsta prin teste, e nevoie de o introspecție interioară puternică. Uh, există exerciții în, în cursul de la pasiune la profit sau există pe internet uh, cu uh, testul lui John de Martini, care este lider mondial în ceea ce privește valorile personale. Este un test cu 13 întrebări pe care oricine poate să-l facă, uh, foarte sincer. El și o să descoperiți acolo, o să vedeți din acțiunile voastre, din zonele în care investiți, de exemplu, bani sau timp sau energie, care vă sunt, de fapt, valorile voastre. La, la ce ne ajută? Păi, în momentul în care eu îmi caut vocația și îmi construiesc, hai să spunem, locul de muncă ideal pentru mine, ar fi bine ca acea vocație, ca acel loc de muncă să-mi respecte toate valorile mele, pentru că, în felul acesta, o să pot să găsesc împlinire și satisfacție în munca pe care eu o fac. Altfel, mă trezesc iarăși că îmi pun singuri piedici, îmi tai craca de sub picioare, dacă spun da la anumite proiecte care nu sunt conforme cu valorile mele personale. Bun, tu mai spui acolo că pentru a ne găsi împlinirea sau satisfacția profesională. Despre asta e vorba acum mai mult, avem nevoie de două ingrediente foarte importante: să facem ceea ce iubim și să avem scopuri sau țeluri pe termen scurt și lung. Ce înseamnă acest lucru? Și mă refer acum la scopuri și la țeluri pe termen scurt și lung. Cum ar trebui să privim acest lucru? Um, cred că ar trebui să, în momentul în care mergem la drum cu, cu activitatea noastră, să ne gândim unde. Unde am vrea să ajungem, ce am dorit să realizăm peste 10, 15, 20 de ani, adică să avem o viziune pe termen foarte lung. Să mă gândesc, ok, mie îmi place, de exemplu, să gătesc. Da, dacă aș putea să creez un proiect mare prin care să ajut foarte mulți oameni, ce -a, ce aș vrea să fac? Păi nu știu, aș vrea să fac o școală de gastronomie unde să am vreo 300 de, de cursanți care să învețe din toate bucătăriile lumii. Și școala asta să fie um, într -un, pe, așa pe o colină, să fie bio, să avem propria noastră um, seră în spate, să gătim numai cu... Da? Un vis. Știu chestia asta m-ar face cel mai fericit și cel mai împlinit om și aș vrea să stau acolo pentru tot restul vieții mele, că mi se pare o chestie foarte faină. Bun. Am această viziune, am acest obiectiv pe termen, poate să fie mai multe. Uh, dar am nevoie ca Până ajung acolo, ca să mă bucur de această călătorie, să-mi pun și niște obiective mici, ca altfel, în fiecare zi, tot trag către direcția aia, dar nu mă bucur de micile satisfacții de pe parcurs. Și atunci am nevoie să-l îl, îl sparg și în obiective pe termen scurt. Când spun termen scurt, mă refer poate chiar ok. Luna aceasta, ce îmi propun? Semestrul acesta? Anul acesta, ce îmi propun să fac? Să le spargă niște obiective foarte mici, bun, ca să ajung acolo la, la acea școală de... Uh, cu 300 de studenți, dar momentan eu nu fac nimic, poate că primul lucru ar trebui să particip eu la un curs de gastronomie. Pe urmă, poate că ar fi interesant să încep să fac niște videoclipuri pe internet în care se pun niște rețete. Pe urmă, poate că ar fi interesant să găsesc un ucenic pe care să-l învăț, un om pe care să-l învăț ceea ce am învățat și eu. Poate că ar fi interesant să particip la niște concursuri de uh, gătit, de gastronomie, pentru că asta mi-ar aduce poate un pic de reclamă, de publicitate și o să afle lumea de mine. Mă înscriu la emisiunile de la televizor. Deci îmi stabilesc niște borne intermediare pe care să le pot atinge și care să-mi aducă satisfacție și să-mi umple rezervorul de energie și entuziasm și pasiune uh, pe parcurs, ca să mă pot îndrepta înspre obiectivul meu. Dar dacă nu am un punct înspre care să mă îndrept, E, în fiecare zi mă trezesc și fac fără să am neapărat o țintă. Doamne ajută, văd eu unde ajung până la urmă. Am nevoie de un fel de busolă un fel de stear nordului care să mă direcționeze. Bineînțeles că pe tot parcursul ăsta sunt deschis spre oportunități noi, dar am măcar o cale, un drum pe care îl urmez. Uite, am lămurit-o și pe asta și e foarte bine. Ca să nu se creeze o confuzie, știi, că sună foarte fain așa, scopuri pe termen scurt, pe lung, dar uite că tu le-ai explicat și pe asta. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, cred că undeva la 5 minute. Aș vrea să ne vorbești puțin despre. Ai amintit-o la un moment dat despre acel ciclu de interviuri pe care le-ai realizat exact pentru a descoperi vocația unor oameni din foarte multe domenii. Cred că câte, câte interviuri ai avut? Oricum... Până, în moment, până în momentul să am 163 de interviuri. Da, și am, am citit la, la, pagina pe pagina ta atunci, la un dat, când cereai uh, uh, sugestii pentru diverse meserii și ai avut uh, ai aceste interviuri subgenerii cu oameni cu vocație. Care este elementul principi, cum să spun, comun a, acestor oameni? Ce ai aflat de la ei? Prin, prin seria asta am vrut să le ofer tinerilor și adulților. Exemple: că indiferent de ce îți place să faci, poți să-ți construiești un drum în viață, indiferent care este acea activitate. Că îți place să deguști ciocolată, că îți place să plimbi câinii prin parc, că îți place să pictezi oamenii pe față, că îți place să faci tatuaje, din orice fel de activitate poți să-ți construiești o meserie. Punctul comun este că toți oamenii ăștia își iubesc cu adevărat activitatea. Unii dintre ei au știut de la o vârstă fragedă ce vor să facă, pentru că au fost cumva expuși la acea activitate prin părinți, prin prieteni și așa mai departe. Alții au încercat și au testat vreo 4-5 sau mai multe domenii până când să-și o descopere, dar cu toții mi-au spus că ei nu o fac pentru bani, banii sunt doar o consecință frumoasă a muncii pe care o fac ei iubesc ceea ce fac și doresc să-i ajute pe oameni și să-i facă pe oameni fericiți. Mulți dintre ei îmi spun că momentul în care le oferă lor cea mai mare împlinire este momentul în care vine un client și le mulțumește pentru serviciul pe care îl a oferit sau pentru produsul pe care l-a oferit. Și un, un, alt element comun este că toți, repet, vor să dea mai departe, vor să învețe pe alții ceea ce ei iubesc să facă, să transmită mai departe. Am ajuns la 163 parcă de interviuri, îmi doresc să ajung la, la 200, să acopăr o plajă cât mai largă de interviuri și cine știe, poate într-o zi, visul meu pentru acest proiect... este ca aceste interviuri să poată să fie difuzate cumva în școlile generale. Pentru ca elevii să descopere prin aceste interviuri ce înseamnă o meserie. Pentru că oamenii ăștia vorbesc despre programul lor zilnic fără perdea. Spun care sunt lucrurile faine, care sunt lucrurile grele, care sunt provocările, cum arată programul lor zilnic, cât lucrează și ce lucrează. Și dacă copiii ar vedea și ar, măcar din punct de vedere al informației, ar auzi ce înseamnă o anumită meserie, mai capătă un pic de informație despre uh, lucrul respectiv. Află ce înseamnă să fii dascăl, ce înseamnă să fii instalator, ce înseamnă să fii zugrav, ce înseamnă să fii șofer profesionist, și în momentul în care aleg să meargă în internship-uri sau să testeze activități, pot să le aleagă și în funcție de acest filtru. Asta, e, asta este visul meu. Să, dacă nu pot să meargă specialiștii la copii la școală să vorbească despre meseria lor, măcar să vadă aceste interviuri și prin intermediul lor să cunoască cât mai multe meserii. Că, sincer să fim, la șapte ani, la zece ani, Habar n-avem de multe dintre meseriile Respectiv, nici nu știm că există, Profesia, meseria de sacerdot maiaș care te ajută să îți găsești drumul în viață folosind sistemul maiaș de astronomie, astrologie și așa mai departe. Nu știi, dacă nu-ți povestește nimeni despre asta, habar nu ai. Nu știi că există meseria de face and body painter, că poți să-i pictezi pe oameni pe față și să câștigi bani din asta și din asta să trăiești. Avem nevoie măcar să aflăm că ele există. Și poate, într-o zi reușim să introducem și proiectul acesta în școli. A, ah, cred că oportunități ar fi, pentru că sunt, există și acum orele de dirigenție și acolo un interviu cât durează, nu durează foarte mult, deci poate fi urmărit lejer în cel puțin un interviu la o oră de dirigenție și după a discutat pe marginea subiectului. Cred că s-ar putea. Chiar dacă, hai să spunem că aceste interviuri n-ar putea fi introduse în curicula școlară, cred că e imposibil, dar variante sunt. Uite, suntem la final de emisiune și aș vrea să transmiți un mesaj tuturor celor care ne privesc, care sunt debusolați, dar care cred că puțin, puțin s-au mai lămurit despre ce e vorba în privința descoperirii vocației sau unui un nou, un nou, un nou drum către altceva. Vreau să le, te rog să le transmiți un mesaj referitor la descoperirea vocației, care după aceea se transformă în misiune personală. Um pornesc de la, mesaj, de la ideea faptului că noi ca români suntem foarte rezistenți și e nevoie să ne doară ceva foarte tare ca să schimbăm ceva. Poate că acest context de pandemie vine la un moment, într-un moment potrivit, vine ca un șut în fund pentru mulți dintre noi și ne obligă să ne regândim puțin viața. Ne oferă niște provocări serioase, pentru că, într-adevăr, mulți oameni și-au pierdut locul de muncă, mulți sunt în șomaș tehnic, e nevoie să găsească o altă sursă. Dar poate că ăsta este momentul potrivit în care să te gândești, măi, dacă tot trebuie să fac altceva în viață, dacă tot nu mai am sursa asta de venit, de ce să nu încerc să-mi creez un loc de muncă care să-mi placă cu adevărat, dacă precedentul nu mi-a plăcut? Spunea foarte, foarte frumos Franklin Roosevelt că cine își dă libertatea în schimbul siguranței, nu o merită pe niciuna și le va pierde pe ambele. Adică dacă ne agățăm cu dinții de această siguranță, într-un final s-ar putea să o pierdem și pe asta și uite că acum mulți oameni și-au pierdut plasa de siguranță, că și-au pierdut locul de muncă și firesc își pierzi și libertatea, pentru că nu mai poți să faci ceea ce îți dorești. Dar s-ar putea dacă o luăm în sens invers și să ne creăm noi propriul nostru loc de muncă care să ne oferă libertate și împlinire, să obținem în timp siguranță, pentru că dacă ești foarte bun în ceea ce faci, poți să-ți construiești tu propriul tău proiect. Așa că folosiți acest context de pandemie ca să vă adresați niște întrebări referitoare la viitorul vostru. Dacă banii și timpul nu ar fi o problemă, ce ați vrea să faceți pentru tot restul vieții voastre? Eu aș vrea să închei tot cu o idee preluată din cursul lui Ovidiu și vreau să vă transmit tuturor celor care ne urmăriți să vă luați momente de introspecție pentru a vedea care este îngerul vostru interior, acel înger care zace acolo încătușat și care e de fapt hobby-ul vostru, talentul vostru, ceea ce iubiți și să-i dați drumul, să-i suflați în aripi, cum spunea Mirela Retegan, referitor la copii. Îți mulțumesc foarte mult, Ovidiu, pentru aceste momente pe care mi le-ai dedicat. Îți doresc baftă în tot ceea ce faci. Noi probabil că o să ne mai întâlnim, că surse de inspirație la tine, în ce vă privește, sunt cu duiumu, sunt o mulțime. Deci, cu siguranță, peste ceva timp o să te sun din nou să mai facem o emisiune împreună. Îți mulțumesc mult, îți doresc baftă și mă bucur tare că tu ți-ai găsit atât vocația cât și misiunea personală mare drag, mulțumesc frumos pentru invitație și multă inspirație. Le doresc tuturor celor care ne urmăresc. Vă doresc o seară plăcută tuturor. Să ne revedem cu bine săptămâna care vine, tot de la ora 20, vorbind câte în lună și în stele, mai vedem noi despre ce. Seară faină! Cine ești? Ce ești? Și ce vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însă schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.